așadar la subiectul legat de recalcularea pensiilor și vreau să vă arăt o decizie de recalculare pe care am primit-o cu puțin timp în urmă. E vorba de un domn care a lucrat într-o mină de uraniu și care a pierdut 5.000 de lei la recalculare. Vedeți? Avea 7.787 de lei și are 2.844 de lei. Vedem sus acolo și toate datele, 20 de ani pe contributiv, 7 necontributiv, vorbind de o persoană cum vă spuneam, în care a lucrat într-o mină de uraniu, inginer miner cu funcție de conducere, 63% pierdere, a ieșit la pensie acum 20 de ani, deci nu are coeficient de corecție de 1,41, doamna Barcari. Dar este vorba doar de calculul diferențiat în ceea ce privește perioada de... El a avut numai perioada de grupa întâi fără discuție. Da. Și vă dați seama că este... ei au avut niște salarii mai bunuțe, nu au lucrat la salariu minim pe economie. Ori gândiți-vă că să aplici 50% pe salarii care sunt mai mari decât cel mediu, da. deci ai peste un punct și să aduni 0,5 puncte este o mare diferență pentru că îți dă cu totul alt rezultat. Și pe toată perioada de 20 de ani, rezultatul este scandalos. Ori gândiți-vă că acești oameni au lucrat în maxim de, de periculozitate, mai ales că printre ei s-au găsit oameni care, adică erau um, artificierii care umblau cu dinamită și făceau explozii controlate, care este un lucru inimaginabil de periculos. În afară de munca în sine, care e foarte grea și periculoasă, și mai ales într-o mină de uraniu. Dar să mă obliști cu dinamita. Și oamenii ăștia să fie loviți la bani, când și așa nu trăiesc mult, pentru că sunt plini de boli. Ei nu depășesc mult 50 de ani. O să